मैं जमाल और वो मेरा बड़ा भाई सलीम। मैं लतीका, तुझे सोना है तो सो जा। Eu cred și sunt, de fapt, sigură că vă amintiți aceste nume. Jamal, Salim și Latika. N-aveți cum să nu fi văzut Vagabondul Milionar și sper din suflet că vă veți lua cartea dacă n-ați citit-o până acum, pentru că este atât de bine scrisă, nu zic, filmul e de 10? Da, cred că ăsta intră în sfârșit, uite că vorbesc eu despre un film de nota 10, că am dat numai filme cu nota 7,5 și 8. Înainte să intrăm totuși în pâine, să zicem așa, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă vă place contentul meu. Vorbesc mai mult despre cărți decât despre filme. Sper că veți fi în continuare aici și de aceea vă invit să apăsați clopoțelul acela de notificări pentru a fi la curent când postez un nou vlog. Eu sunt Roxana, bine ați sus! Deși Vika Soarup n-a scris înainte vreo altă carte, este primul lui roman, Vagabondul Milionar, este o carte de nota 10, o carte de Oscar, care un film de Oscar care s-a făcut după această carte și merită sincer citită. Vă rog, dacă nu aveți, să o comandați, vă las linkul în descriere. Este un subiect atât de original, atât de trist, de dureros, de sensibil, încât sunt convinsă că o să vă placă filmul ăsta. O carte atât de bună, un film, o capodoperă în lumea cinematografiei, a câștigat toate cele mai bune premii. Oscar, a fost cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun sunet, cel mai bun montaj. Toate premiile le-a luat filmul ăsta în 2009 și pe bună dreptate, deși mulți locuitori ai Indiei, sau cel puțin din cartierele sărace din Mumbai, au fost foarte ofensați, s-au simțit foarte ofensați de apariția acestui film și de părerea pe care și-au creat-o americanii sau toată lumea când a apărut acest film. Însă, ușor, ușor, până și cei din India au început să accepte și să considere, într-adevăr, un film foarte bun. Sunt atât de multe lucruri care se întâmplă în carte și în film, pentru că nu diferă foarte tare, încât mi-e super greu să fac vlogul ăsta. Îmi dau seama că tot ceea ce am în minte e foarte greu de spus acum. Ce pot să vă reamintesc, de fapt, dacă ați văzut filmul sau dacă ați citit cartea, eu sunt aici ca să vi le recomand și să o faceți dacă nu până acum, este că povestea începe cu băiatul acesta din Mumbai, un băiat sărac, ajuns la vârsta de 18 ani, care participă și el la concursul Vrei să fii milionar, atât de renumit și de cunoscut în India la vremea respectivă. Mă rog, în întreaga lume, dar vorbim de India acum. Și începe să câștige milion după milion, pentru că are, mă rog, situațiile prin care a trecut până la vârsta aceea, l-au făcut să aibă acea cultură generală, vastă cultură generală, din ceea ce a trăit. Nu neapărat că a citit zeci de mii de cărți sau sute de cărți, așa cum se întreabă oamenii de ce știe puștul ăsta toate lucrurile astea, de unde să le știe. Spune aici că ideea cărții a venit autorului când a auzit despre un proiect indian numit Gaura din Perete, în cadrul căruia în pereții mahalalelor s-au instalat computere conectate la internet, la care copiii au avut acces liber. Și în scurt timp s-a constatat că fără niciun ajutor, copiii din mahala navigau cu foarte mare ușurință la internet. Vrând să abordeze un subiect original care să atingă cât mai multe vieți, Vikas a legat aceste informații despre școala vieții cu tema concursului TV Ajuns Fenomen Global. Unirea celor două teme, aparent opuse ca mesaj, a dat naștere unei cărți fenomen, un omagiu spectaculos adus setei de cunoaștere și unei abordări cu totul inedite. Avem și o poveste de iubire, căci n-aveai cum într-un astfel de film, toate capodoperele au povești de dragoste, cred că am mai zis asta în vlogul anterior. De altfel, poate fi chiar la motivul acestei povești. Povestea de dragoste dintre Jamal și Latika, am zis bine, da. El căutând-o, ea fiind ținută de un gangster. Mă rog, nu intru acum în foarte multe detalii din film sau să dau spoilere, aș putea povesti tot filmul sau toată cartea, însă tot mă mai gândesc că poate n-ați ajuns încă la ele. Sincer, să fiu, e un film pe care îl țin minte și peste ani și ani de zile, câți ani au trecut
de când l-am văzut, 10 ani probabil, nu știu când l-am văzut prima dată, dar încă mi-aduc aminte fiecare moment, fiecare imagine, fiecare personaj în parte. Dacă nu aveți cartea în bibliotecă și n-ați citit-o până acum, vă las linkul în descriere pentru a putea fi comandată. Este o carte care merită citită, vă asigur de asta. Filmul, bineînțeles, de văzut după aceea, deci după aceea dacă n-ați apucat. Oricum, eu am citit cartea la mult timp după ce am văzut filmul. Prima dată l-am văzut, au trecut ani buni, iar apoi mi-am luat cartea. Pentru că am dat de el pe Netflix și voiam să citesc, și cartea să vedem cum a fost scrisă. Am citit-o acum câțiva ani, las link-ul în descriere și pentru recenzia cărții scrise pe roxanab.ro. Filmul are aproape, cât are? Are 2 ore și ceva, cam așa, 2 ore. Și spuneam eu într-un vlog că pentru mine filmele, pentru a fi capodopere, ar trebui să aibă undeva la 2 ore jumate minim. E bine, asta nu e de 2 ore jumate și cu toate astea îl consider un film de nota 10 și chiar intră în acele filme de văzut într-o viață, cum spuneam. Merită timpul vostru, e o poveste foarte bună, foarte emoționată și foarte frumoasă. Mulți ați iubit mai mult filmul, alții cartea, alții n-ați înțeles de ce a luat atâtea Oscaruri, de ce atâtea premii. Mie mi-a plăcut foarte mult, insist cu chestia asta pentru că avem dreptul la avea gusturi diferite. Știu că pare o poveste așa neverosimilă, un om vai de capul lui sărac toată viața, peste care năpusește deodată norocul. Când vreodată se întâmplă așa ceva în viața reală? Lăsând la o parte treaba asta, mie mi-a plăcut povestea în sine, povestea până acolo, până să ajungă la emisiune. Toate lucrurile de care își amintește, pe care le povestește, toată sărăcia, toată tristețea, cât de înduioșător a fost și întâlnirea aceea între ei, copiii, când l-a pierdut pe frățiorul lui, când a alergat după tren. Sunt atâtea momente încât n-are cum să nu te emoționeze filmul ăsta, dar revin totuși la carte pentru că mie mi se pare mult mai ușor de ținut minte. Cumva spunea cineva, filmul trece, cartea rămâne. Cam așa este și aici, în cazul oricărui film și oricărei cărți. Mi se pare mult mai bine când citești tu și îți creezi imaginea și îți imaginezi acele lucruri, iar apoi să vezi și filmul, să vezi cum a gândit acel regizor. Să știți că nu degeaba a luat regizorul ăsta cele mai multe premii, premiul a luat inclusiv compozitorul, pentru că o să vedeți ce linie melodică frumoasă are, ce temă. Și chiar a fost denumit, dacă nu mă înșel, un fel de Mozart al Indiei sau al Mumbai-ului, ceva de genul ăsta, nu mă țin minte. Lăsați-mi în comentarii dacă voi sunteți mai documentați la capitolul ăsta. Cam atât pentru astăzi. Asta a fost vlogul, nu povestesc prea mult pentru că am vrut doar să vă dau așa un ping, știți, să vă reamintesc de filmul ăsta, că probabil l-ați văzut acum mulți ani, ca și mine, dar n-ați apucat să citiți cartea, așa că vă recomand să o faceți, acum este neapărat de citit. Eu sunt Roxana, mă bucur că ați fost și astăzi de aici, ne vedem data viitoare cu un nou vlog și bineînțeles vă invit și la final să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și să apăsați clopoțelul de notificări. Pa, pa! Thank you.